După o lungă așteptare, s-a dat liber la distracție și relaxare. Deși 1 iunie a venit cu temperaturi scăzute de toamnă, într-o beta Turnu Severin au început pregătirile pentru deschiderea celor două ștranduri de la Schela. Totodată, edilul orașului Marius Creciu a anunțat că de la 1 iulie există posibilitatea să se redeschidă și Târgul Veterani. Vești bune pentru severineni. Odată cu noul val de relaxare de la nivelul țării, autoritățile locale se pregătesc intens pentru redeschiderea celor două ștranduri. Primarul municipiului a anunțat că va merge în următoarele zile pentru a verifica stadiul lucrărilor pentru amenajarea celor două locații. Noi muncim în acest moment, lucrăm la ambele ștranduri, așteptăm măsurile de la nivel național, știți că este acel comitet al situațiilor de urgență. Ei sunt cei care decid. O altă veste importantă pentru severineni o reprezintă redeschiderea Târgului Veterani, măsură ce ar putea fi luată de către guvern începând cu data de 1 iunie. Deși în primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a făcut toate eforturile ca târgul să fie redeschis, decizia aparține Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Fac un anunț și pe această cale, de la 1 iulie s-ar deschide și târgul. Târgul este un subiect sensibil pentru severineni, pentru mehedințeni, dar trebuie să înțeleagă severinenii că nu primarul, nu primăria, nu Consiliul Local decide pentru deschiderea târgului, ci Comitetul Național al Situațiilor de Urgență, în speță guvernul. Deci, așa cum a și anunțat guvernul, o să permită într-o anumită pondere și intrarea la spectacole, la strand. Noi suntem pregătiți, sper să ne ajute și vremea, în momentul în care se vor relaxa aceste măsuri, să permitem accesul în ambele ștranduri. Repet, lucrăm la ele și în câteva zile vor fi pregătite pentru primirea clienților. Târgul Veterani nu mai funcționează din luna noiembrie a anului trecut, decizie ce a fost luată de către guvern la nivel național. Încă de atunci, producătorii și comercianții nu au mai putut să-și vândă marfa.